Două chioșcuri mobile cu produse alimentare au ars în totalitate noaptea trecută. Incendiul a avut loc în sectorul Ciocan al capitalei. Pompierii au venit la fața locului, dar nu au mai putut salva nimic. Incendiul s-a produs pe bulevardul Mircea cel Bătrân al capitalei după miezul nopții. Focul s-a aprins în chioșcul în care se comercializa pește, după care s-a extins și spre cel cu produse din carne. La fața locului s-au deplasat două echipaje ale pompierilor. Большой был огонь. Она сама как-то разгорелась. Chioșcurile mobile aparțin aceluiași proprietar. Martorii cred că este vorba despre o incendiere premeditată. Eu cred că intenționat, pentru că brusc au apărut flăcările, au venit pompierii. Asta a fost, nu jumătate, mai puțin. Asta a fost undeva, spun 10-15 minute, cât, nu spunem că ne-am plimbat pe aici. Nu cred că a fost așa întâmplător. Flăcările au fost stinse în jumătate de oră, însă atât chioșcurile cât și marfa au fost făcute scrum. Potrivit pompierilor, focul ar fi izbucnit din cauza unui scurt circuit. În urma incendiului, autoghiretele au ars practic în întregime. Din motiv că adică e foarte mult plastic, evident, conectate la energie electrică, pentru că pe noapte sunt conectate frigidere. Unii stă peștele, unii stă carnea. Din fericire, în cele două gherete nu era nicio persoană în momentul izbucnirii flăcărilor. Pagubele provocate de incendiu însă nu au fost stabilite.